colegilor care îi s-au alăturat astăzi, alături de Federația Solidaritatea Sanitară din Sibiu și tuturor celor care la ora asta protestează în toată țara. Nu am fi vrut să ne revedem din nou astăzi aici, dar din păcate indiferența guvernului față de adevăratele revendicări din partea angajaților a sănătății și refuzul de a vorbi cu Federația Solidaritatea Sanitară ne aduce în acest caz în care să protestăm, să pichetăm astăzi, 6 iulie, în cuplu spitalelor din toată țara, iar în data de 12 iunie se va organiza la București un mare protest de amploare. Doar Federația Solidaritatea Sanitară din România. Acțiunile noastre sunt motivate prin simplul fapt că nici guvernul anterior, nici cel nou instalat nu au luat în considerare cu adevărat solicitările angajaților. Suntem în fața unui trist adevăr, din păcate, pe care noi și toți angajații din sănătate ar trebui să-l înțeleagă. În momentul în care guvernul negociază doar cu o federație preferențială, în momentul de față suntem singura federație sindicală care protestează cu adevărat, care într-adevăr este în grevă, nu mimând negocierile cu altă federație. Ceea ce a fost stabilit de ordonanța 63 din 2023, care s-a dat anul săptămâna trecută, este departe de satisfacerea așteptărilor angajaților din sănătate. Rugămintea noastră este să nu se mai bată joc de noi, să nu ne mai amăgească cu absolut nimic. Vă dăm 100 de lei, luați-o, primiți-o și asta este bun. O mare parte din probleme se puteau rezolva doar aplicând legea actuală a salarizării și anume sporurile pentru condițiile de muncă, tură, sâmbătă și duminică și zilele nelucrătoare, tariful orar al gărzilor, medicilor și indemnizația de hrană, toate blocate la nivelul anului 2018. Ordonanța de urgență numărul 63, care este o adevărată insultă la sistemul sanitar de sănătate. Din păcate, guvernul, în mod abuziv, practică un dialog social, mă repet, cu o altă federație sindicală, preferențial. Niciuna din revendicările solicitate de către Federația Solidaritatea Sanitară nu au fost adoptate. Am solicitat adoptarea proiectului de lege a salarizării și aplicarea acestuia prin acordarea a cel puțin 50% din diferența dintre salariile actuale și cele prevăzute în proiectul de lege. S-a aprobat? Nu. Reducerea, acceptarea propunerilor federației la contractul colectiv de muncă la nivel de sector rămase în divergență, încheierea și înregistrarea acestui contract colectiv de muncă s-a rezolvat? Nu. Actualizarea valorii indemnizații de hrană, care este de 30 de lei, pe când noi luăm 8 lei. Deblocarea postului în sistemul public. S-a deblocat? Nu. Există cel puțin 3 motive care demonstrează importanța acestui moment. Noi am demonstrat că aceste infime creșteri salariale nu pot fi de fapt acordate pentru că se depășește plafonul de 30% pe ordonatorul principal de credit. Guvernul se arată absolut indiferent față de setul de revendicări care reprezintă interesele tuturor angajaților din sănătate, înaintat de către Federația Solidaritatea Sanitară. Vom continua. Nu ne vom opri aici. Data de 12 vă așteptăm în număr cât mai mare la București, la un mare marș de amploare, pentru a ajunge la o rezolvare a tuturor ceea ce înseamnă o minciună și deblocarea a tuturor, a tot ceea ce s-a cerut.